Primul incident de acest gen a avut loc în urmă cu 2-3 luni. Atunci un singur apometru a fost furat, însă zilele acestea evenimentele au luat amploare. Au dispărut numai puțin de 6 apometre. Azi noapte, numai puțin de 6, probabil și azi noapte și și în timpul zilei. Nu știm efectiv dacă neapărat în cursul nopții sau în cursul zilei. Au dispărut 6 apometre de la blocul A13 scara B, 2 apometre, de la blocul A13 scara C, 1 apometru, de la blocul E2 scara A, 1 apometru, de la blocul E2 scara D, 1 apometru și de la blocul H30 și 1 apometru. Vestea proastă pentru hoții de apometre este că fiecare dispozitiv are marcată o serie, iar asta înseamnă că singura soluție ar fi să le vândă la fier vechi. Fac un apel către cetățeni și asociațiile de locatari să încercăm să asigurăm cumva subsolurile, fie prin încuiere sau alte sisteme care dumneavoastră le găsesc de cuvință pentru a nu mai putea fi sustras. Nu riscă dosar penal, noi am făcut plângere, furt și... am făcut plângere la poliție și totodată în anumite zone vreau să vă spun că vom monta camere ascunse.